Povestea celor 50 de proiecte. Transformarea județului Dolj nu mai este doar un vis frumos. Comunității întregi beneficiază astăzi de investiții fără precedent în acest colț al Europei. Pe măsură ce banii au fost atrași, s-a produs schimbarea. Sute de kilometri de drumuri județene modernizate și comunități conectate mai rapid. Al doilea, cel mai mare terminal aeroportuar din România, se construiește de la zero. Aeroportul internațional Craiova leagă județul Dolj de Europa și de lumea întreagă. Aproape 300.000 de pacienți sunt tratați în condiții medicale de excepție, în toate unitățile medicale din subordinea Consiliului Județean Dolj. Zi de zi sunt salvate vieți într-o unitate de primiri urgențe modernizată și extinsă. Într-o clinică de cardiologie de înaltă performanță medicală și singura unitate pentru pacienții cu arsuri grave, înființată și finanțată de un consiliu județean. Clinica de oncologie a fost modernizată cu fonduri europene, iar saloanele sunt reabilitate și dotate în tot spitalul județean de urgență. Doljul dezvoltat înseamnă și o viață efervescentă, fie că e vorba de activități în aer liber sau de conectare cu tradițiile și cultura. În toate muzeele, galeriile de artă și casele memoriale ale Consiliului Județean Dolj, încăperile au prins viață. Marele Constantin Brâncuș are la Craiova o galerie simbol al concepției sale artistice, în curtea Muzeului de Artă. Monumente istorice degradate și case de patrimoniu au fost salvate și puse în valoare ca muzee. Scrierile autorilor români plecați în exil și-au găsit locul în frumoasa casă unui boier craiovean. Singurele cule din Dolj au fost salvate de la prăbușire și transformate în puncte muzeale. Casa din Băilești a celui mai mare actor român, Amza Pelea, și-a deschis de curând porțile pentru vizitatori. Astăzi, o comunitate de aproape 700.000 de oameni este mai sigură, mai curată și mai frumoasă. Împreună am transformat județul Dolj. Împreună mergem mai departe.